stimați telespectatori, de când am aflat că mă voi întâlni cu un tezaur uman, am avut mari emoții. Iată-mă astăzi în fața acestuia pe care îl rog să se prezinte. Mă numesc Davidian Traian, fiul lui Ion și lui Iodosia. Din comuna, comuna Noi sunt cozocat din meserie, am vârsta de 92 de ani și am lucrat haine la toată comuna asta noastră și chiar și la satele vecinii. Spuneți-mi, vă rog, Poftim. unde ați făcut școala și câți a, ani? Școala am făcut-o în deal la noi și în comună la noi, școala primară. Așa, șapte ani, așa era atunci. Da. Și aș a avut cumva m-ați ajutat clăirul să merg mai departe. Da, dar n-am avut posibilități. Am avut mamă vițegă și când au auzit că eu o venim să o învățători și mai ei și merg la liceu, au început să țipi și face ulit pe în o gradă, că ține paște animale și nu știu ce. Și a rămas cu astea șapte clase primare și m-am gândit să învăț -o la de ca așa se spune pe vremea aceea. Da. Spuneți-mi, la câți ani ați rămas orfan? Am rămas orfan de mamă la vârsta de șapte ani. Dar uh, viața dumneavoastră mai departe, cum a decurs? Viața mea de la 6-7 ani până la cinci a fost ca de un copil. Am îmbrat la școală, mă rog, acum, ca cu mamă de bitegă. Și după ce am ieșit de la școală, am vrut să mă, ră, să mă răzbun. În ce sens? am plecat de acasă pe Moșei Boirească, la județul Botoșan, la Mihărășeni. Când ați plecat pe Moșei? Am plecat în 39, pe 40. 40, 41, 41, 42. Vara la boieri la muncă și iarna la Coniac Oniziu, un pe apreciat în comunul la noi, am învățat cojocăria. Deci acest domn Dionizie dar a Dionise fost primul, primul o, meșter. Absolut. Nu, altcineva nu putea să-l depășească. Era primul în comună. Da. spuneți cum ați făcut ucenicia? El a fost un om aspru, dar a avut neserii și a avut bună voință să, să ne prezeie nou la care eram la învățătură. Până la ce vârstă ați fost ucenicul lui? Am fost ucenic 39-40, 40, 41, 41 și 42. S-a pornit războiul și el i-a venit ordine de mers concentrat și a plecat sub armă, în război. Și mie mi a lăsat mie și la tovarșul cu am fost doi, cu, are un băiat aici, da, el e repausat de bo câțiva ani și ne-a lăsat numai să muncim, să facem cuiva. Unul a rămas neterminat haine. Și acel colega meu a lucrat acolo și eu am lucrat la alți doi. La unul Andrișani Eugen și la unul Ioanese Petru în Hurviene. Am, am gătit niște haine, da. Dar dânsul, maestrul, ne-a spus când a plecat deci să știți că bani slot, luat. să duce sănătos și se vie înapoi, că să vii înapoi. Când eu să fac lucruri, să... n-ai nicio grijă. Fără să ai -o ceva, o bănuială, sugestii ceva. Da, și am făcut treaba. Am făcut la Andrișan la noi, în comună și în comuna Hujveni. În satul Hujveni, comuna Gălănești la unul Ionese Petru se cheama. El era așa și el a dus pe front și mai sunul meu a dus pe front și așa. Am, și am mers și am terminat hainele și la unul și la altul. Și pe urmă am avut clienții mei. Maestru s-a mai întors de pe front? Da, au venit înapoi și a mai repetat câtva timp. Am mers la lucru, l-am rugat frumos că unii aie mai tari sile să mai teme. și unii nu să mă că eu deja acum eram mai Nu avem mamă bițregă, dar ori avem, ori nu avem. Și tata a fost alcoolist. Da, Dumnezeu să le gata, ce mai. Da, am lucrat și eu, facem câte o bondiță, câte un cușoc și îi bani, să mai meargă, să mai tragă, da, gata, ce mai. Iar la, la tata, trebuie să la părinți o trebuie să ținem. Ați făcut stagiu militar? Stagiu militar atunci era ca ministru armatei era Pătrășcanu. Și noi am fost un cugin, cotid, mare mari și ne-au lăsat la batre ca să se termine războiul cumva. Că vedea, se vede că războiul vine, nu mai pleacă înainte la ruși, s-au întors și am stat în loc să mă duc din 19 de ani la Cătănie, am de 23. Deja eram și căsătorit. Și nu a fost să fie chiar laudată armata. De ce? Am, am ieșit ca în frunții. M-am evidențiat. Și am fost instructor la patru perioade de recluți și la o școală de cadei. În una și în una, instrucții și fața de și teorie și la două consecențe am fost comandat de pluton, că au fugărit ofițerii acasă, vechi, așa e regimul atunci, da, și prin nimeni m luat la... cu plutonul 1, să fiu protonul 4 și pe unul din cadenarial, cu plutonul 2 să fie protonul plutonul 3 și am fost comandant de pluton 2 ani și la școala de cadre, instructor. Am făcut cătăniei pentru toate rudele mele. Dar la ce armă? La pompieri. Ați făcut? La pompieri. La facem pompieri numai după masă, trei oare, și când eram în alarmă, mergeam la foc. În rest, instrucții de fantieri. Și ați avut parte de vreun incendiu mai mare? Da. Am avut în Brașov, am făcut armata în Brașov. Și am fost la incendiu, da. De la incendiu mi-am uh, stricat genunchiul la picior. s am sărit bine, uh, n-ați avut ocazie să vedeți incendiu. Incendiul are curentul lui. Și ardea în Sfântul Petru, de la Brașov, 4 km spre nord, ardea o clădire la un uh, saș. Și eram, exact atunci, în momentul acela, eram uh, în grupa de alarmă. Și a sunat alarma, am dat comanda și am scos mașina și am mers pe de incendiu la incendiu. Și am luat țava, că eu eram șef de țavă, am purtat glasul de sergent în armată. Și m-am urcat pe scară și atacam focul. Și depresiunea focului și vântul au învârtit flacăra și vine flacăra pe mine. Și plutonerul care a fost șeful mașinii, de jos a strecat, sergent coboară, că mări flăcări de pe Și am sărit de la patru metri, puțin o patru de la sese, la da, căsă. Și eu am fracturat piciorul. Și de atunci, încă de două ori s-a mai repistat piciorul ăsta, aia. o sărit rotula. Da. Dar acum e bun, am jucat în oră, am... A fost bun până da. Drept dovadă că ați ajuns până la, la vârsta A fost bun, da, da, e bun și acum, da. Ați vorbit foarte puțin despre începuturile dumneavoastră. A meseriei. Ca proprietar pe talent, adică nu mai erați nici calfă, nici ucenic, nicăieri. Da. Vă mai aduceți aminte care a fost primul obiect pe care l-ați făcut singur? Da. Mi-aduc aminte de toate. Prima dată o pleca maestrul la Coțințai și mi-a lăsat o haină în Hurjuleni, să o termin, și două aici la un Andrișana Igenie, smorți și copiilor și tă, că am vârstă din 92 de, de ani, gata. Și am mers am plecat cu haine și mi-a zis maestrul, deci mergi și faci lucrări sensit și, și termini la igienă al 22 cozoașii, și unul la urgeni. Dar să știi că banii sunt luați. Dumnezeu să-ți ajute să mergi să faci concentrare, să poți să agăti războiul, să fii acasă, că eu mă duc să gătesc hainele și în Mi-au zis că banii sunt luați, gata. Și am mers și am terminat acele două haine. Și mi-am făcut știință. Că el nu mi-a arătat să cluiesc, că n-am găsit în învățătura încă. Mi-a făcut schițe de de bondițe, de toate acestea. Și am lăsat am început a lucra. Da, am început în anul, în toamna lui 42, am început a lucra. Eu, cu, pe răspunderea mea. Asta vreau să știu da. Eu. De când ați început să lucrați pe răspunderea dumneavoastră? În, care în, a fost primul obiect în lucrat? Toamna, în toamna, la anul 42, am croit două cozoșii la Druțu Mihai, în comuna Bilca. Așa se chema omul acela, Druțu Mihai și Marioara. Am revenit pe ele, nu m-au dubit, le-am revenit, le-am tras la cărlig, ras de carne, pregătiți așa ia de tăiat. A scusut beșagul, m-a surat omul și femeia și am făcut două haine și am cu el și nu crede vieții și ea că de mine. Mie în sat mi-au zis să al Dar de ce v-au poreclit oamenii alușoric? Mi-au zis la că tata era dintr-o neam de acel bătrân ce-o fost cândva. O fost politică, A fost politic, că îmi cu o de porc încălțat. Că s-au purtat și asemenea Da, opinii. cu opii de porc. Și zice, are opii de șoric. Și șoric, eu zic. Și la toate rudele lui pe aici, eu zic, șoric. Pabăl Șoric. Uh, era trei, patru nume cu șoric, da. Domnule Traian. Da, poftim. Știți ce aș vrea pop să vă întreb eu acum? Ce v-a atras spre cojocărie? Adinioară am spus că au venit un învățător care m-a învățat până în clasa a treia. Când eram în clasa a patra, a venit cu mine și m-a însoțit până la tata unde am crescut acasă, sus, hotar cu bilca. Și am avut deja, ea avea mamă bicegă. Și că mama m-a lăsat numai când am intrat în școală. Și cu mamă bitegă am făcut șapte clase. Da. Și a venit învățătorul cel, era tânăr cu doi ani mai mare ca mine, din Tizina, din Basarabia. Că atunci aveam și Basarabia, da. Și au vorbit cu tata să mă dea ei la școală. Și măi nene, copilul meu ar corespunde să meargă la liceu și ajungă să fie învățători. Și învețe și el copii, cum l-am învățat eu și alții. Bine, dar la jocărie cum ați ajuns? Un pic acum ia să termin cu, școala. Am ai gata. Și tata n-a bedei și la mână. O dezerea bat și avea la mâna dreaptă nu mai e două și la stânga ăsta. Și au arătat la învățătorul acela, deși să-l dau la școală, dar eu rămân în singur. Unul la armată și unul mort pe front. Am avut doi frați încă. Și el e cu mine, da. Și când o auzi mama de-a doilea, că eu vreau învățătorul să mă iei, să fiu profesor la școală, on s-a făcut bată din pisoare și că cine cată de animale, cine paște animale, cine cutare. Și învățătorul era tânăr și s-a gândit că e nebune și a plecat. Și eu mai s a terminat cu școala, dar gata, nu liceu, nu, nimic. Și după ce am ieșit din școală, când m-am spus, o venit mai ăsta, Conea Dionisie, și o cusut în casă la noi, că noi cu socare, când am luat sartul, am cusut în cărți întâi. Da. De so, ce coseați acasă la omu, cei care comandă. Omul vrea să-i ia mâini să-i ia să fie sigur că nu am înstrăinat o piele. A, ah, deci absolut toate Absolut să 11 aia. ani până am venit aici, eu am lucrat pe la oameni pe acasă. 11 ani. Ne mergem și tragem pe le radem, le facem de croit și spunem la om adres prim că eu luni vin și croiesc și îți fac haine. Bine, asta o să ne explicați mai îndată, dar Poftim. aș vrea să revenim la o problemă. Da. Ocupația principală a dumneavoastră a fost cojocăria. Dar am fost informat că ați mai practicat și alte meserii înrudite. Da. nu ați făcut numai cojoace. Da. Ce anume? Da. Dacă a venit cetățeanul la mine, și o avut nevoie și ei am făcut. Adică? Bondițe, cășulă, mănuș, copcile de astea și era tinerii. Au făcut un model, niște subi din stofă, blanici cu glugă și gluga cu urson, cu... Cu blăniță pe margine. Montondorei. Câte fete au fost în satul nostru și chiar și în comunele vecinii din una alta, în sezonul ăla, doi ani sau trei, nu-mi nu, nu vedem mâinile de lucru. Le-am îmbrăcat pe tăte, pe, copține, pe fete. Vă aduceți aminte cam cât ați luat pe primul lucru care l-ați făcut. Domnul meu de la Duțu Mihai din Bilca, da. pe cele două cu m-am împacat. M-am împacat că atunci era în frățul nou, 30 de cojocari și era și în Bilca. Cozocare. A, dumneavoastră vrea să vă câștigați Și clienți. eu am vrut să-mi câștig preciziul. Am cautat să fac hainele bune și am pornit de la taxa mai mică. Pe urmă m-am refăcut. Cât, cât ați luat prima dată? N-aș putea ca să vă spun, dar oricum am luat, cum ar fi azi o părere de purșei. Bun. Bun, bun da, 1.000 de lei, 1.500, bun da. Da. Și pentru că am ajuns cu ce ați început. Mi-ați putea spune cam câte obiecte ați lucrat până acum? Domnul meu, nu vă pot să vă spun minciuni și nici, nici nu vă pot spune numărul adevărat. Aproximativ. Dar hainele care au trecut pe mâna mea, cred că ar fi două vagoane de ce eu. Nu, nu, nu mint, nu mint deloc. Cu cine v-a întâlnit, dacă v-ați întâlnit în comună, cu oamenii în vârstă, nu chiar ca mine, mai, mai tineri. Nu există casă în prătăutul nostru, să nu fie o haină sau două în cui confecționate de mine. Da. Am o... trecut prin viață, am făcut haine, am trăit bine și am unul meu rău. Doamne, mulțumesc tatucului Spuneți-mi un lucru mi-ați relatat o întâmplare în București. Ce ați găsit într-un târg? Ceva cu sud de dumneavoastră. Da! Ce anume? Da, dragul meu! Am avut în comună un primar, nu chiar om la locul lui, mai mult avea ură pe oameni decât să fie om cu... Și o venit la mine și am făcut o haină, l-a întrebat un inspector, unul lucrat? O haină, haină, da. Deci eu unde lucrat în Rădăuți? Și nu în Rădăuți, Ia unul un sat la noi, zice, eu mă simt meseriar de rând. Zice, o fac cu haina asta, da. Și a venit inspectorul cel la mine să mă atigui că fac haine bune. Da. Și am făcut la primarul la șotă o haină de muncă și una de lux. Și la fată una cu glugă și la soție lui, un cojocel parcă. Ca să-mi dea autorizație de funcționare să lucrez acasă. Și mi-au dat 11 ani la rând autorizații. Și la 12 ani când am mers să plătesc, să fac autorizații, deci nu, m-a dat vie aici un ungurean, un băiesc care l-am învățat eu, din deal. Și unul, Aurel, era la complex. Și ce-o tău primar, au vrut să mă smulgă și pe mine, să-mi să dea ei 4% numai. Da. Eu aveam grajdul cu animale că am avut și pământ sau le-au plăcut să aibă animale și și-am zis, zic, eu de acum cad de animale, nu mai trebuie cu I-am zis la primariu și a doua zi m-am dus la Bilca. Era niște cu zucări. la Bilca, doi, patru, cinci, dar nu avea ce și avem eu în cap. Întâi și întâi am făcut acele trei pietari. Unul la București, puse emblema. Unul la papadiu la Rădeuț, puse emblema și unul la secții, acela nu fără emblemă, la Bilca. Și când a venit un american născut la noi, mai jos de gura umorului, așa, da, a venit americanul la părțești acasă. mai era rude de-a lui, dar el o pleca părința acolo și el era născut în Detroit. În America univa, nu știu. Și când vine vede din București, ceptariu. Ce chestii, dar vizia între noi. Ce este de lângă mine, și din Bucovina. Când vine, vine acasă la Rude, la Părcești, acolo un iubit. Și când vine rău, vede în geam. Peptariu, am un emblema, era deasupra. Pe peptare, în geam. Între, era papadiuc. De multe ori mi-a zis papaduc să merg eu locului locul lui la secția de rădăuți, dar eu nu lăsam comuna pentru nimic în lume. Și întreabă de papaduc, da, dar nu eu uh, cu Bilca, că nu i-a dat primarul din comună autorizații de funcționare. Și a venit la Bilca, când ca o aveam un câine harnic, la câini, între trei, pe poartă între papa Dumnezeu, Deut, șeful de la Bilca și americanul și era mic ca mine, dar era mai invalid. Era mai invalid, mai greu. Am văzut cu Israel, domnilor, dacă ați venit la Traian al Șoric, așa am în comună mie, poftim. Și-au venit și-au văzut lucruri în cui, au văzut că eu lucram la masă, așa, deci am venit să ne faci cin, o surză de pieptare. Și trăia soție atunci. Eram bucătărie, eram în casă, aici. Ea era aici și eu lucram în antreu. Bine să ia. Să nu te apucă la o surză de pieptare. Tu nu lucru eu în Spune-le la domnul ăștia că le faci 50 și, și dacă ai să poți, ai să faci și restul și eu am făcut la mai american și la 50 de ceptare. Și mi-au venit banii, mi-au venit banii odată, la două luni sau la două luni jumate. Și am avansat domnul meu. Mai avem bani în saltari și avem nepotul și nepota cu mine aici și au pus și bani și am luat mașină. În, în, anul 54 toamna, a mașini mașină în comună. Atâtea era, atâtea era în comun atunci. În comună era trei și a mea patra. Da. Și am primat țara asta, unii am vrut. Mâine se vine doamna ce și strânge și duce la cimitir. O eu de braț să mă ducă, că viața mea am trăit-o. Stimați telespectatori, cred că a sosit momentul să lăsăm puțin pe badea treia să-și tragă sufletul și între timp noi să luăm o pauză publicitară. Stimați spectatori, revenim la discuția cu Bania Traian și rog să ne povestească ce face el după ce a primit o comandă și pe Domnii mei, meseria mea a fost legată de cojucărie. O trebuie să știu de cum se e pelea de pe oaie, când se oaie, și până să îmbracă omul. Am înțeles. că treacă, treacă, prin toate fazele. Am înțeles că dumneata da. nu primești numai pelea. Poți să faci și... Da, poți să-mi aducă piei gata, poți să-mi aducă alte haine. Sunt universal. Orice haine poți să treacă prin mâna mea. Dar ți-au adus pelea ca să o prelucrezi Mi -o dumneata. Mi-au adus pelea crudă. Da. Așa. Am luat-o pielea crudă, a fost sărată. Și întâi și întâi am pus-o în apă caldă, să și piardă sarea și s-o pot să o spăl să fie lina curată. Că mulți se îmbracă pisica măși curate. Cu... Și lână aceea trebuie să foarte curată. Așa. După ce am spălat-o cu săpun, cu apă caldă, așa, și a fost spălată, am ras -o de carne. După ce am spălat o... ca, o... ca un prosop, am ras-o de carne, că e când se de pe oaie, de pe ființe, mai iese cu carne. Și cu gripca am pus-o în și am ras carnea. Cu ce? G un alta cu care, da, se cheamă gripcă Sau scafă, da. are două nume, unul ucrainean și unul românesc, așa. Și am ras-o cu gripca de carne, curată, numai să fie pele originală, și am bagat-o la tăbășit. Tăbășitul, eu am făcut tăbășitul numai cu tărâțe de griu. N-am bagat chimicale, n-am bagat nimic. Tătă viața mea, cât am lucrat, numai cu tărâțe. Da. Și am după bățănețele ființe, dacă au fost mel, la trei luni, la patru luni, chiar la cinci, e, am ținut 3-4 zile, cinci, dacă a fost de oaie bătrână, am tânut și 12 zile, la tăbășit. De ce așa de mult? Păi, să se, se tăbășea, să se, se, se patrundă tăbășeala aia în piele, că dacă pielea e bătrână, e mai rezistentă, da. Și care era tinerii, puneam tinerieți la tăbășit și care era de bățin, puneam bățini. Deci păi, le pe categorii? Pe categorii, că nu putem să pun uh, mielu cu măsa uh, să, să, să pierde lână în mielul. Pierdea lână atâta. Da. Așa m-am ghidat, m-am pe toată perioada mea cu jocărie. Și după ce am terminat cu albul, se mai face albi, dar nu pe. Am început cu copilele, cu șubițele alt sezon. Am început cu oameni mari, cu subi, cum am spus de primariu, așa. Și pe urmă vin roșele. La roșu nu m-am bagat. Că... Ce s astea? Cozoașii roșii. Cozoașii... Ah, da, da. da. Vopsite. Am, am în sură, dar n-am mai dus așa. Da, vopsite. Da. Uh, colegul meu care e aici, cu tata lui, uh, a lucrat la roșu. O lucra la lor să nu își vedea nici mâinile de acela lucru. Da, eu am rămas la alb. Da. Și mai, mai departe, Poftim. Pelea, ce faceți? După ce am găsit-o... E pregătită tot pentru... Da. Eu măsură omului, îl întreb ce haine, eu măsură și o tai. După dimensiuni. Cum... Ce măsuri luați? A corpului. Adică, măsuram spatele, lungimea, mâna, da, da, și mi-am format, mi-am format, uh, am mult la urmă, la 40 de ani de la 50, mă uitam la om și nu l mai măsuram, mă uitam la corpul lui și poate la unii îi măsuram mâna, adică altul om are mâna mai lungă și altul mai scurtă, da. Și facem hai după ce mă uitam la, la corpul. După aceea întindeați un tipar pe piele ca să tăieți sau cum, ce, cum faceți? Când am fost începător, da. Când am fost începător, dar pe urmă nu. Ori cu palma, ori cu metru, cu centimetru. Metru o avea centimetri, așa. Dar când avem palma, acum palma nu mai este palma. Ești căzut tot când avem palma de 22, dăm o palmă și o în la de mână și era jumătate de spate. Ca pentru dumneavoastră. De la mijloc, îi facem o dungă la mijloc, punem palma și o în la de mână și din de dungă iară și tăiem spate. Îi facem umi din jos îl facem mai poliș o leacă și mergem înainte. Ce înseamnă poliș? Să fie mai largă. Oricare haine... Evazat. Trebuie, așa. Evazat. așa na, na, eu mai folosem e, tradiția vieții. Mai pe limbajul nostru. Cuvințele, da, mai vieți, da. Mai polis, da. Care e deosebirea între un cojoc și o bundiță? Bundița e o haine mai mică și mai simplă. Cojocul e de iarnă. Uitați, aia două. Da. Așa. Și bundița e bundiță. Adică nu are mâneci. Da, nu are. Și ceptarele care avem aici. Da. Cinele au ceptarele, tot confecționat de mine, fără mâneci. Pieptari înșins, adică cu briu, cu poale, cu clini, da, taie în talie. Lipide sunt da. Și, da, acelea, ce lucruri, de, lucrurile astea le-am făcut eu în viață. Pieptare, bondiți, pieptare, Cojoașii, mănuși, cășiuli. Bine, am observat că atât la cojoace, cât și la bondițe aveți aici în față niște fâșii de piele deosebită, cu sute. A, care au vrut să facă ornament. Da? Da. A, care au vrut... asta ea e ornament. La buzunar, la mânică, sub soară, așa, pe umăr. Care vrea oameni care nu avea posibilități, face numai curat, alb. Mie îmi face un cuzoc alb, că și un an, doi, de acolo el a a purtat. Și avea oi și face și alb. Peste un an, doi, mai face altul. Da. da. Fâșia asta de, de, piele fină pe da. care se așa modelii, așa cum fapt... se cheamă? Nu, se cheamă, în termeni, se cheamă borduzel. Da? Da la noi se spune holice sau alții mai zic puzice. Dorohoiu, de rohoiu, zice puzice. Noi zicem holice. Da, în termen se spune. Uh, am mai am zis da. da. Dar uh, și dumneavoastră faceți aceste ornamente? Holița asta o coasă da. dumneavoastră? tai fașia, ea, se cheamă Holice. Da. Da cum trebuie modelul de lat. Așa. Și desenez. Cu tot, cu penis, cu... aveam cândva acei calimare cu cerneală, cu penis, Acum specializează. Am... Da, așa. Și desenez pe holis aceea și o dau la o femeie. O dau la o... Am, aici am două caricoase, da, am broderia, înțeles. înțeles. Broderia. Am înțeles că ați împuternicit pe două gospodine foarte bune da, care da. se coasă modele pe horiță. Absolut, orice. da. da. Am ce acele. Una o învăța soțul la mine cu o jocării și s-o căsătorit cu ea și coase de binele la casa lor. Și ei vinite că i-am cununat. E vinit acum, na, să facem clișeul, să facem. Cu ce bumbac coaseți? Uh, cu demție, cu cel uh, culori garantate. Culori garantate, da. Da, pe aceea uh, cu sutura aia ce o fac copilii și aici, așa cei ce vieși. Vieși, nu se decolorează. Asta ia, se mai decolorează, mai sunt Nu, nu tătii. Cinci demce. Da. Dar văd pe unele bondițe sau cojoace cu sute și margele. Da. De ce? E, ornament. Uitați. Unul mai lat și unul mai îngust. Da. Asta, așa, se, așa iese modelul. Am e, să lucrează bondici și fără margele. Am, am un anșur pentru un bățin făcut, fără margele, de, de căldură numai. Este o deosebire între bundițile pentru tineri și cele pentru bătrâni? Da, tineretul vrea uh, ornament mai mult. Da, bătrânii uh, rămân mai. Simplu. Da, mai. Alb, cum mai, alb mai alb, chiar dacă e ceva puțin. Am avut un coleg de o săamă cu mine, e mort. Uh, stabili, siori, feti, cet bun, dar el nu purta decât un pic de semn la bondiță. Un pic, să se, se vadă că e de bărbat. Atât. Atât. Da. Soția au rămas, el e la cu Dumnezeu să Da. Ați avut perioade în care ați lucrat țapăn, cum spune țaranul? Da. Ați lucrat mult? Domnul meu, Mulțumesc tatucului Siric, mi-a dat sănătate. Am lucrat mult, am plecat de la zero, de la nimic. Și am cumpărat și pământ, și am făcut și gospodărie, și mașină, și tot au fost la au venit după gust, după, după selință. Doamna Vera, Vera Moisoc mi-a da. povestit că da. în 1967, ați primit o comandă tare mare de bondiții și până în septembrie la Hramul Comunii ați lucrat 40 de bondiții pentru flăcăii satului. Corect! Atunci s-a făcut barajul Dunărea la porțele de fier. Și tot tineretul de la noi din comună o mers acolo să câștige bani. Și margând când au venit pe acasă, au venit la mine și mi-au lăsat-o un aconto să-i fac de hramul nostru de Santa Maria Mică, bondițe, bondițe cu flori. Da, poate nu cealalti 40, dar aproape 40 de bondiți. Și când au venit copiii și de la șantierul lor de acolo, de la Dunărea Marea Neagră, așa, era o căldură în 8 septembrie nici cam așa nu puteai suferit pe, pe Povestiți-ne, cum a reușit atunci să faceți atâtea zeci de bundiți într-o perioadă scurtă, din iarnă și până la hramul Nu a fost -a... scurtă, domnul meu. Nu a fost scurtă. Soția mea broda holița, eu o decenam și e o broda. Cina care e aici broda, Sora ei broda, vecina îi tot aici broda. Am avut o față care mereu îmi lua holița de și mi-a dus el lucru gata. E moartă. Așa. Și soția mea, dăi, dăi, dă și Și cinei îmi face broderia și eu numai croiem pielea și punem diurul și florile și banda o puneam în cui, dar nu ca într-o sămână. Mult între zile o bandă, o bondise. Mult între zile. Și când era nevoie, în două, dormeam mai puțin. Uh, Față de un om care a trăit și a dormit somnul care trebuie, 8-9 ore, eu numai jumate l-am dormit. Am plecat de la pământul gol, copilul Nimaruia. Și am vrut să ajung în rând cu oamenii, cu lumea. Și mi-a dat Dumnezeu să am ajuns. Înseamnă că se câștigă foarte bine, judecând după dacă bațul vrei să... care să vinde o bondiță. Dacă acum... vrei să faci treabă, da. Da. O bondiță astăzi, brodată, ajunge la 25 de milioane. Brodată. Așa. Hai, 8 milioane se dă la o fată care coase broderia, așa, și mai diuri, dar 5.000, 6.000, 7.000, toți rămân, acel și-o la un loc. Da. Dar spuneți-mi un lucru, nu este obiceiul ca la noi să se facă bundite sau cojoace cu dihor? ce le facem cu dihor. Acum? Acum aia le avem din culoțete. Pentru că înainte era numai cu prim negru. Numai, da, numai. Prim negru. Și mai mult, nu se cumpăra prim din el deșeurile de la pei care era negri, se tăia șuvițe și se pune prim. Așa am pus eu, am, da, așa. La oamenii care era cu situația mai, mai de economie. Spuneți-mi un lucru. Chiar mai înainte ați pomenit de faptul că erați ajutat. Am de bâmbă. femei sau am, de bărbați? Am Ați avut ucenici? Am învățat 8 copii. 9 copii am învățat. 9. Prima dată Olari, Ion. Îi mort. O tras pletarii. A doua din Sasca o parasit meseria. Șomaj la mine. Îi mort un el Galan de pe periferia comunii. O învăța șoferia în armată și eu paru că e bine cu volanul. Și-a părăsit, dar au fost cojocari foarte buni. Așa. Și din, 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 opt, din opt copii, mai am unul care e invalid de un pișor, nu știu ce-a făcut și s-a răsit eu rămas fără un picior, taie de la genunchi. Soția lui e aici, coasă și ea și el. I-am culunat, da. Fac cozucării, fac sus, sus în comune, da. Și mai am pe-a doilea, e tot aici cu mine. O mai parasit o E, e plină o grada de mașini, fel de fel de mașini. Are și de dus plătrâș și de tăbăluc și de tete. da, dar mai fac și cojocărie. da. Ce credeți, cojocăria are un viitor la noi? Are. Începând de acum, încă are viitor. Începând din momentul în care suntem. Să se, se retrage de la haine confecționate din stofă, din alte probleme, se retrag la haine din pele de oaie, cojocăriții. de trei ani, atâtea ne-ai povestit, foarte multe. Și cred că, tocmai pentru ceea ce ați realizat dumneavoastră până acum, președintele țării, Claus Iohannis, v-a <laughs> decorat, v, -a, v, -a decorat, v dat medalia med Meritul Cultural, clasa a treia, și va trecut în categoria tezaur onorafic. da, onorat, da. Cum, da. Cum, a fost întâlnirea cu președintele țării? Domnii mei, avem aici în mijlocul nostru, avem în mijlocul nostru o, o sată, pot să spunem, o învățătoare născută în Bilca și căsătorită la noi și au învățat la școală la noi. Vera Moisuc. Vera Moisuc, așa. Și dânsa uh, o răspuns, o instruit uh, femeile care la cor, cântat la biserică. Da, da, au făcut un ansamblu folcloric aici. Și au apelat la mine și i-am făcut ceaptarii știu că această formație activează de zeci de ani. Forma... Cred că mi ați îmbrăcat pe toți cu cheptare. Formația de jucători, Arcanu. Da. Am îmbrăcat pe seria întâi de cândva. Seria întâi de cândva. Acum vă 70 de ani, seria Da, nu? 60 și ceva de ani, da. Aproape 70. La băieți, la bărbați le-am făcut bondiți și la femei Ceaptarii, pe vremea ce de ce am din nici, după ce am ieșit din ucenicie, am făcut pieptare la femeile care au jucat arcanul, femei care sunt înmormânt azi. Astăzi se mormânti și ele și bărbații. Și avem generație nouă acum. Alții ceptarii, alți bărbați și așa mai departe. Și dumneata nu te lași, le faci captare în continuare. Cât mă ține Dumnezeu, da. Da, la dânsul e puterea. Da. Dumnezeu mă ține. Da. Și fac cât pot, văd, văd cu ochii mei. 12 ani am fost oprit. N-am lucrat deloc, am căutat de animale numai. M-au oprit doctorii, doi doctori. Nu lucra dacă vrei să-ți revii viderile. 11 sau 12 ani n-am lucrat, am căutat de animale și de pământ. Și pe urmă m-am redus de animale, să ne mă numai ca și așa. Și soția m-a ajutat la lucru și am lucrat și am învățat 8 copii, cum v-am spus, 9 copii, unul din urmă. Da. Și mai lucrează doi încă lucră, unul a umplut curtea de mașini, da. Și aici am doi băieți care lucră la colegul cu care am învățat eu. Să aici cu mine. Vă spuneți -mi, tot ați povestit de... Ați pomenit de soția dumneavoastră. Da. Câți ani ați fost căsătoriți? M-am căsătorit la 23 de ani. Și ea avea 26. Nu chiar, 25 jumate. Da. Am trăit împreună 80, 83 de ani. Poftim? Nu, 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 n-ai socotit bine. Nu, 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 pardon. Din 50 până acum patru ani. Uh, 62. 60. 62 de ani. 63... 62 de ani asta. A, e asta așa, așa, ba, da. Da. bate trei ani, într-adevăr, a meritat ca să mă întâlnesc cu domnia voastră vă felicit pentru tot ce ați făcut. Și eu vă mulțumesc că ați pus bază pe mine și ați venit să mă mai întrebați. Că numai acum aș întrebat și am făcut haine de lux, dar acum aș întrebat de 2 ani în costă, de când au venit Ioanis. Trebuie să avem grijă de tezaurul nostru. Să-l păstrăm în continuare. Așa e. Da, da, am pe care am învățat și am cu care un coleg cu care am învățat are și băietul lui lucră și un băiet a băietului. Și ar să, meseria ar să meargă înainte. Da. Eu nu știu cât am să mai stau, dar cât stau, nu stau degeaba. Noi ne rugăm bunului Dumnezeu da. să vă dea mai sănătate facă multă și geamă. mai zile <laughs> da. și vă urăm sănătate multă. Noi eu, adică personal, vă mulțumesc să aveți sănătate până la mine și mai șase, mai opt ani și încă un o capac peste tot. Stimați telespectatori, stăm de vorbă cu doamna învățătoare Vera Moisuc, care este sufletul și conducătorul ansamblului folcloric Arcanul Bătrânesc din Frătăuțe Noi. Îmi face mare plăcere să vorbesc despre folclor, despre Frătăuțe Noi, despre omul, prietenul nostru drag, cojocarul Davidian Traian, care are titlul de tezaur uman viu. Acest om este deosebit, este un izvor de înțelepciune, un meseraș, un meseraș desăvârșit. Și l-am cunoscut, pot să spun că de când eram mică, Copil fiind la casa părintească, de pe când cosea în casa noastră, cojoace, bundițe, de tot felul. Dar o apropiere, să spun așa, și o cunoaștere mai amănunțită, am, am avut-o cu vreo 8 ani în urmă, când am înființat la școală formația bătrânească de formată din 24 de fete și am avut nevoie de costum autentic, specific frătăuțului. Sigur că le-am recondiționat, am făcut rost de prinsat și a trebuit să vin la bădița Traian, cum îi spunem noi, să ne ajute. Atunci, deci, am văzut ce pot să facă mâinile lui de aur cum pot să făurească atât de frumoase haine noi și din mâinile lui deci au ieșit tot felul de bândițe, peptare cu poale, și o să, deci el, când descrie despre activitatea lui, spune toate acestea pornind de la tăbăcitul peilor în, în formă primitivă cu tărâțe și multe, multe altele. Stimată doamnă, am înțeles că dumneata te-ai ocupat de întocmirea dosarului pentru a putea fi declarat tezaur roman. Vă rog. Da, este adevărat. Deci la noi este o colaborare strânsă între școală, să zicem, biserică, comunitatea locală și organizând, implicându-mă în activitatea culturală a comunei, Sigur că am stat de vorbă și cu preoții satului care au fost fascinați și ei. Ba chiar, Badița Traian le-a făurit niște pertari deosebit de frumoase cu poale, așa cum au toate fetele, toate membrele arcanului bătrânesc din frătăuții noi. Și atunci, chiar cu preoții am stat de vorbă și mirați fiind, știam că la Bilca este tezaur uman viu, doamna Felicia, ca horitoare, și internetul cum este prietenul nostru al tuturor, imediat m-am informat, am sunat și la centru cultural, unde de asemenea colaborăm, colaborăm foarte frumos de mai mulți ani. Și atunci, cu mare curaj m-am apucat de treabă. I-am făcut toate documentele deci necesare, cu fișa biografică, primăria, deci consiliul local s-a ocupat de recomandare, și imediat, deci au urmat ceilalți pași pentru cunoașterea și uh, dovedirea celor, uh, celor uh, ca să întrudească cerințele de păstrare, de transmitere, de promovare a patrimoniului cultural din Frătăuții Noi. Bineînțeles că dosarul lui a fost uh, aprobat cu mare succes și pe 9 noiembrie 2000, 2015 ne-am dus la București. Și acolo am avut marea plăcere și a fost onorat cu din partea centrului a Ministerului Culturii cu, meritul, cu titlul de tezaur Roman Viu, pentru că este la aprobat de UNESCO și din partea președinției meritul cultural clasa A3 A treia. De asemenea, la, la nivelul județului, a primit diploma de merit din partea Consiliului Local, diploma și titlul de cetățean de onoare al Comunei Frătăuții Noi, așa că putem spune că ne mândrim cu el pentru că este un om înțelept, este harnic, e, uimește pe oricine. Are 91 de ani și 9 luni. Pe 23 martie, dacă dă Dumnezeu să ajungem, o să sărbătorim la 92 de ani. Și uimește pe oricine prin înțelepciunea lui, prin umorul său specific, de bun gust, de bun simț. Și povestește cu o memorie deosebită, cu o maestrie deosebită în a favorit tot ce îi se cere. Stimată doamnă, noi vă felicităm pentru tot ce ați făcut, pentru că dumneavoastră v-ați bătut ca să fi recunoscut la nivel de țară și de UNESCO. Da. Așa este, a avut și el onoarea să dea mâna cu președintele și bineînțeles că ne mândrim, este mândria satului și o dovadă stau și pozele care le-am făcut, le-am afișat ca să fie acolo expuse, să vadă toți cetățenii comunei. Se spune că o poză face cât o mie de cuvinte. Deci am avea de povestit foarte multe despre fiecare cu câtă trudă, cu câtă migală, cu câte sacrificii se fac toate acestea pentru a păstra în comuna noastră ce este mai frumos. Vă spuneam și bătrâneasca și arcanul bătrânesc, care este o formație emblematică pentru frătăuți, peste 100 de ani are vechimea și a făcut o pauză de vreo 18 ani și acum ne-a fost cam greu să o refacem, dar cu sprijinul domnului primar și cu a minunatelor perechi de dansatori care îs și care și-au făcut costumația, deci ne prezentăm onorabil pe unde suntem chemați. Deci cu mare drag, pentru că este ceva care vrem să păstrăm și să transmitem mai departe. Stimați telespectatori, vă mulțumim foarte mult pentru că ați asistat cu noi la această emisiune și până la o nouă întâlnire, profesorul Gheorghe Dolinski vă urează sănătate multă. Thank you.